Multă lume este foarte atentă la ce mănâncă, asta pentru că nu-și dorește să se îngrașe. Ei bine, există 8 alimente care nu te pot îngrășa. Poți mânca aceste produse la orice oră pentru că ele te vor face să te simți plin de energie. Iată despre ce alimente este vorba de fapt, dar și cum te ajută. Află care sunt alimentele care nu te îngrașă. Cartofii fierți. Cartofii au un conținut mare de carbohidrați, însă ei sunt bogați în fibre, nutrienți și vitamine. Aceste legume conțin un amidon care acționează ca o fibră solubilă și care contribuie la starea de sățietate. Mai ales dacă sunt fierți, cartofii te vor ajuta să te simți plin și nu te vor îngrășa. Ouă. Se știe deja despre ouă, mai ales de cele de casă, că sunt foarte sănătoase și oferă un grad mare de sățietate. Dacă alegi să mănânci ouă la micul dejun, atunci vei putea consuma mai puține calorii pe zi, căci vei avea o masă bogată în carbohidrați. Terciul de ovăz. Acesta este sățios și te ajută să te simți plin pentru mai mult timp, deoarece are un conținut ridicat de fibre solubile, mai ales consumat ca mic dejun. Acest desert aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate și nu te va îngrășa. Ceaiul verde este bogat în antioxidanți, iar această băutură se luptă direct cu kilogramele în plus, indiferent de ora la care alegi să bei acest ceai. Acesta nu te va îngrășa și te va face să te simți plin. Fasole, linte, năut și mazăre. Fasolea, lintea, năutul și mazărea sunt legume bogate în fibre și proteine. Aceste legume sunt sățioase și te vor ajuta să te simți plin pentru o zi întreagă. Merele. Un singur măr pe zi, de preferat consumat la micul dejun, te va ajuta să te simți plin pentru multe ore. Aceste fructe sunt sățioase pentru că ele conțin pectină, o fibră solubilă ce încetinește digestia și crește sățietatea. Carnea slabă. Aceasta are un conținut scăzut de grăsimi, dar este bogată în proteine. Dintre toate cărnurile, cea de vită este cea mai bogată în proteine și se află pe locul al doilea la indicele de sațietate. Această carne nu te va îngrășa, indiferent de ora la care alegi să o mănânci, relatează spynews.ro.